iau întrebări dacă sunt legate de această parte, deci de test și de modul de examinare deocamdată. Toate celelalte întrebări la sfârșit. Deci acum vă rog mult de tot, doar întrebările legate de test și de modul de examinare. Bună ziua, aș dori eu să întreb. Vă rog. Whiteboard este free? Este free din... Putem să-l utilizăm sau, de exemplu, la seminar, în prima săptămână, la seminarul de bazele contabilității, în prima săptămână am făcut clasic eu cu creionul pe hârtie, le-am arătat studenților în fața ecranului, am făcut poze și le-am pus la dispoziție. Da. Și pe campus și prin e-mail. În a doua săptămână am făcut fișier Word cu Share și împreună cu studenții rezolvam eu în același timp. Dacă este whiteboard-ul acesta free, că mie mi s-a părut pe Zoom că nu este free, de aceea vă întreb această întrebare. Este și pe contul de Basic. Eu l-am folosit și pe contul de Basic. Mulțumesc. Și este integrat pentru absolut toată lumea. Uitați, am să vă arăt chiar acum. Voi merge tot de la Share Screen și faci click pe whiteboard. A făcut și unul dintre colegi la începutul sesiunii. Și în acest moment pot să încep să scriu. Deci pot să scriu text. Exemplu, studenții pot completa. Și studenții pot în același timp. Da? Asta pot este să-l șterg. Opa, scuze. Pot să-l... Nu se vede nimic. Eu nu văd nimic. Nici eu nu văd nimic. Sharing is paused. Acum vedeți? Da. Bun. Ce scuze. L-am apăsat de două ori, s-ar părea. Deci, pot să iau tot felul de alte, să zicem, elemente și să le mut, ce am mai desenat între timp. Anumite dintre ele să le fac spotlight, de exemplu, sub, să arăt. Eu, auditorul, nu pot să intervin acum pe white. Pentru că doar unul singur poate. Deci acum pot eu și nu poate nimeni altcineva. Da? Asta e bine. Uite, vedeți, acum cineva a intervenit. Acea liniuță nu-i făcută de mine. Nici de mine, dar eu încerc, dar nu pot. Mi-ar trebui să puteți. Pot de asemenea să șterg, vedeți, anumite elemente, da? Da. Pot să desenez. Opa, scuze, un pic, dacă facem toți odată, e mai dificil. Pot să desenez ceva, da? Nu e așa de simplu. Încă o dată, cum a intrat în whiteboard-ul ăsta? Deci de la share, n-am cum să vă arăt din păcate în timp real, dar de la share, acolo aveți de selectat mai multe opțiuni, selectați whiteboard și dați share. Share screen din mijloc. Acum nu poate nimeni să o facă. Dar de unde share? De la share screen, butonul din mijloc. Dar din Zoom? Din Zoom! Bineînțeles că din Zoom. Din Zoom, din Zoom. Aș mai dori să întreb. Trebuie să ne asiste un coleg în evaluarea online. Clasic, aveam coleg care ne asista, însă acum pe varianta, eu știu, instant online și un coleg trebuie să se conecteze sau doar eu cu studenții. Dacă dăm, eu știu, proiecte sau orice variantă de test, quiz, să solicităm un coleg să recorecteze sau să vadă ce am făcut. Mulțumesc! Nu știu ce să vă spun la această întrebare. Dacă sunteți mai multe cadre didactice pe un curs, este indicat să lucrați în echipă și să faceți mai mulți odată, să zicem. Da, da. Dar dacă nu, răspunde era dumneavoastră, deci sau întreb directorul de departament. Sau... Da. Deci nu cred. Examenele celelalte le corecta cineva după, le mai valida cineva? Nu. Dumneavoastră treceți nota în procesul verbal, dumneavoastră vă asumați acea notă, dumneavoastră semnați acolo. Mă rog, la un moment dat se vor trece și notele în procesul verbal. Deocamdată e important să știe studentul ce notă a luat și dacă a trecut sau dacă nu sau ce s-a întâmplat. De aceea vă sugerăm să dați notele la studenți mai întâi și după aceea o să, nu știu, poate cei care sunt decani aici au răspunsuri mai bune decât mine să vă spună cum și când se vor putea trece notele pentru prezentarea a treia.
mai ales pentru anii terminali sau pentru examenele de evaluare distribuită, care încep, pot să înceapă de săptămâna viitoare sau de cealaltă. Eu, de exemplu, având examene la anul 4, voi avea evaluare distribuită, mi le-am și programat în 7 și în 14. Voi da de două ori, mai întâi prima parte practică, ca să le pot închide și nota de activitate, și după aceea voi da efectiv un examen în care le-am dat deja niște subiecte să-și aleagă, au timp două săptămâni să le pregătească și fiecare dintre ei în 10 minute să-mi prezinte acel subiect foarte succint cu ce au învățat și să le pună întrebări. Deci, bună ziua! Colina, da, de la BFI. Am un examen prezentare a treia cu studenții de la mecanică, un grup mare, peste 100 de studenți. Am pregătit, având ore și la IFR, am pregătit un test grilă, deci versiunea a treia din cele indicate. Rugămintea mea ar fi, eu am înrolat întreaga cohortă de studenți și cei care au promovat de studenți foarte buni. Aș dori, nu neapărat cei de la campus, chiar eu să pot să-i deselectez și să rămână activ în timpul testului doar cei care trebuie să promoveze acest examen, tocmai pentru obiectivitate. Acest lucru se poate face doar dacă îi selectați pe aceia și îi creați într-un grup special și îmi dați examenul doar pentru acel grup. Și acest lucru puteți să-l faceți și dumneavoastră. Dacă nu, trebuie să o facem noi. Și s-a uitat Vlad, a estimat că evalua într-o oră și două ore de lucru. Pentru un singur curs nu am putut să alocăm acest lucru. Acum, mai ales că nu este examen de an terminal. Și dacă... Asta e răspunsul sec pe care pot să vi-l dau acum. Da, dacă, să zicem, fac eu această operație, aș putea primi mici indicații cum să realizez acest lucru, nu de la noastră neapărat în acest moment, prin e-mail de la suport sau... Da, există și un tutorial de creare de grupuri. Grup de studenți. Eu am văzut doar cum putem să introducem. Am participat la webinariile trecute în care... Da, dar este tutorial. Deci, una sunt webinariile. N-am arătat asta cu grupul, recunosc. Trebuie să pot să... Ca să fac, trebuie să fac un test de... pe un curs de test. Uitați, o să încerc mâine să fac acest lucru. Da, eu, în principiu, am anunțat șefa de an, încă n-am postat pe forum. Aș intenționa să dau cu ei săptămâna viitoare, vineri, pe 3 aprilie, acest examen. Ca să nu le vină celelalte... distribuite, da. Și ce mai au, deci nu vă pot promite că noi vă putem ajuta până săptămâna viitoare, de aceea am înrolat toată cohorta, puteți să le dați la toți că au examen și doar cei interesați să intre la examen și la aia le corectați, deci na. Da, ce să bun. Zic? Nu vă ascund că probabil luni o să vă zică și domnul rector că mai ales pentru prezentarea a treia se găsesc acum soluții cum să se plătească și să se existe un singur primesc cost. Mail-uri nenumărate de la studenți cum plătesc, vor plăti online cont, am spus să-i aleg cu secretariatele că nu-i trimiteți la secretariatele, nu, telefonii sau mail, deci nu n-au nici așa, deci secretariatele mai mult decât ce să le zică, că n-au soluții încă. Deci, deocamdată, din ce știu eu, din discuția mea de ieri cu domnul rector, va exista un singur cont unic de prezentare a treia pe toată universitatea, veți fi informat de el, noi vom informa și pe studenți în mod masiv și după aceea veți putea să dați examenul cu ei și veți avea în posibilitatea acolo de scriere de notă să scrieți efectiv... unde, adică fiecare student să-și încarce, să zicem, chitanța, doza cu chitanța sau cu dovada de plată, chitanța, vorba aia, cu plata online a aceleia. Și nu puteți să le treceți nota în procesul verbal până ce n-ați zis dumneavoastră că v-au încărcat doamna Dorina, în acel fișier. Bun. Mulțumesc. Pe când se preconizează acest cont? Va fi săptămâna viitoare disponibil? Putem da examenul sau dăm și... Mă întrebați lucruri care mă depășesc. Da, deci, okay. Eu pot să vă zic noțiunea de principiu. Bine. Și ca idee trebuie să se comunice studenților și ce să scrie acolo, că nu se poate apoi repartiza. Vor exista probabil indicații clare care clare, le vom primite. Deci, dar de aceea vă zic, materia, vă grăbiți foarte tare, mai ales cum să zic, vă dați prezentarea a treia, mai ales pentru cei care nu sunt an terminal. Deci, da, sunt și din anii 4 care au restanța asta. De acord. Deci, na, ce și să ei fac presiuni într-un fel, adică trimit mail-uri și... Da, da, păi ei trimit mail-uri pentru că normal că trimit mail-uri, că sunt îngrijorați că nu-și termină școala. Deci,
Gândiți-vă, și eu n-am ore decât la an terminal și zilnic, la fiecare întâlnire de curs, toți sunt întrebat exact același lucru. Terminăm anul acesta. Nu putem decât să le spunem pozitiv, dar toate speranțele tuturor sunt că veți putea să finalizați în acest an. În vară, așa cum cât de cât este programat. Acest lucru pot să vi-l afirm și eu cu tărie în acest moment. Dar nu știm, să sperăm. Un student dorește mărire de notă. Tot așa, îi dați examen când dă examen. Nu știu dacă pentru mărire de notă trebuie să plătească taxă sau nu. Nu știu. Nu cunosc regulamentul în atât de amănunt. Nu trebuie să plătească. Atunci, dacă nu trebuie să plătească taxă, dați examen cu el când dați examen cu ceilalți sau altă dată. Cum doriți dumneavoastră. Da? Domnul Lăzureanu spune dacă pot să plătească ulterior. Bineînțeles, deci cum v-am zis, până când veți ajunge dumneavoastră să le treceți notele în procesele verbale, ei pot să facă dovada plății, că nu vă face instantaneu. Nu le cereți, asta e rugămintea mea și sunt convinsă că va fi și opinia domnului rector, nu le cereți studenților să vă facă dovada de plată în momentul examenului. Deci ei vor avea o posibilitate să încarce efectiv pentru fiecare dintre examene, dovada plății și dumneavoastră să o vedeți și să o vedeți doar în momentul în care veți trece nota. Deci, nota, cum să zic, nu e valabilă atunci. Acum e adevărat că mi-a mai zis cineva că dacă vede că n-a luat examenul, nu o să mai plătească. Da, acum asta este, ce pot să zic. Asta se va întâmpla 99,99%. Da. Ce pot să zic? Nu sunt vremuri normale. Deci... Noi să fim sănătoși. Exact. Deci acum nu știu ce să zic altceva. Există și posibilitatea să nu fie primit la următoarea prezentare fără să plătească taxa pentru prezentarea anterioară. Deci cred că se poate rezolva și asta. Nu asta. E asta. Da, asta e idee foarte bună. Mulțumesc. Da, chiar uite. Întotdeauna de aceea vă zic colaborat că și mai ziceți și mai veniți că n-am eu toate soluțiile. Înseamnă că va trebui să ai un om care să facă această gestiune. Nu există. Dacă îți vin 10 la examen și 5 nu plătesc, când îi vei ține minte și cine va contabiliza că se duc la alt examen și nu plătesc? Domnul profesor, noi facem asta de ani de zile la modulul pedagogic. Deci se poate ca fiecare cadru didactic să-și țină propria evidență. Nu trebuie să întâlnim secretariatele cu tot felul de lucruri. Absolut. Da, dar eu n-o să-i dau, eu n-o să-i dau nota la examen la mine, că nu plătește. Ok. Dumneavoastră. Dar de unde știu eu că la mine nu l-a luat și la mine îl lasă peste 5 ani și vine să dea examenul ăla? Eu ce fac? Dar e nesemnificativ. Eu am pățit așa, am o listă în care pe care o urmăresc, dar o urmăresc degeaba, pentru că chiar nu studenții aia cred că nici nu mai vin. N-aveți? Sau când o să vină o să uităm de mult de ei. Dar, acum, dacă înseamnă că nu interesează diploma. Da, interesează hârtia. Bun, hai să vedem de acum alte... Acum am și o întrebare. S-a pus și pe chat, dacă tot am vorbit, acum s-a pus și pe chat. Există această posibilitate să se întrupă examenul în timp ce dau examen. Da. N-ar putea ca ei să intre, să continue de unde sunt, pentru că dacă nu, e posibil să primească un alt test. Eu așa am făcut. Le dau aleatoriu dintr-o bancă de date din 9 categorii să aleg o întrebare din cele 9. Deci le dau 9 întrebări din care să alege. El, practic, o să înceapă din nou examen cu alte întrebări și dacă îi se întrupe, iar începe cu alte întrebări. Sau există unii, cu ghilimele, mai interesați, care o să zică, păi, dar nu-mi convine, hai să-mi schimb întrebarea. Hai să-mi schimb setul de întrebări. Tehnic, ce se poate face în cazul ăsta? Tehnic, singura posibilitate este că să le permiteți mai multe attempts. Acolo când am creat testul, știți că am selectat one attempt. Deci, tehnic, asta e singura posibilitate. Că le dați posibilitatea să revină în timpul de 2 ore, să zicem, la modul general, până când e cut-off date, până e data la care nu se mai poate accesa acel lucru, acel test, acel examen, să revină asupra întrebărilor și să schimbe întrebările. La idee n-am avut, din păcate, a trebuit să fac de pe zi pe alta și prezentarea a treia să pregătesc și n-am pregătit decât un set de întrebări, dar la idee a zis că s-a blocat la întrebarea a treia și până mă n-am mai avut timp. Nu știu, teoretic, aici nu știu, Mugu, poate poți să zici tu ce se zice în pedagogie. Teoretic, eu zice că el ar trebui să redea testul de acolo de unde a plecat.
acest așa, lucru așa mă gândesc și eu. Da, da, îl pot porni numai lui. Deci poți să pornești acel test numai lui, înțelegi? Să indici care student, să-l selectezi din listă și să-l indici numai lui. Okay. Sau okay, dacă e unul, să zicem, dacă sunt mai mulți, numai dacă îl mai dai încă o dată. Poți să duplicați testul. Deci vedeți că aveți posibilitatea la fiecare dintre acele entități să ziceți duplicate. Și îl duplicați testul exact așa cum a fost, înțelegeți? Și dați drumul din nou să fie disponibil și să-l eu sâmbătă, în 14 martie, am dat două examene din astea. Deci nu asta. Problema este că m-am lovit de niște chestiuni care nu sunt. Și mai e o chestiune care acum Mugur poate să spună dacă e corectă sau nu. În ce măsură un student care vine la mărire are aceeași evaluare dacă el dă un ugril față de o evaluare normală cum a fost înainte? Acum suntem în cazuri de... Evident că ele nu sunt echivalente, modalitățile de evaluare. Dar în vedere situația specială în care ne găsim, se poate accepta din punctul meu de vedere și această variantă. Asta e. Păi dacă facem teste pentru mărire, nu trece niciunul din ăștia care vin la examen. Nu. Și okay, ei se bat pentru bursă. Mersi. Da, unii se bat pentru bursă. Asta e problema. Mulțumesc, așa este. O să vină marea majoritate la mărire în situația asta. Da, așa cred și eu și ar fi nedrept. Și mai e nedrept și dintr-un alt punct de vedere, întrucât prezentarea asta se plătește, cei care vin la mărire vin fără a plăti, prin urmare o să avem foarte multe lucruri în acest sens. Gândiți-vă la serii de 160 de studenți în serie. Nu ne plângem de munca noastră, ci de echitabilitatea față de ceilalți studenți care au venit în prezentarea 1-2 și ei se luptă pentru bursă. Aici este problema. Așa e. Cred, sau așa mi se pare mie. În același timp, nu putem renunța la reglementările care sunt încă în vigoare, că studentul poate veni în prezentarea a treia la mărire, este dreptul său, că așa poți să o limitezi. Dar de ce nu? Sunt situații cu totul excepționale. Mă rog, nu sunt eu îndreptățit să vin cu soluția asta. Nu, este dreptul lor. Examinarea e cu totul altfel. Da, asta este o problemă. Nu am un răspuns la asta și cred că, din nou, decizia este poate la fiecare cadru didactic. Eu n-am, putem nu face pot teste speciale pentru mărire? Da. Să fim serioși, nu știu dacă reușesc să fac pentru examinare, pentru câte examene restante am și în curs. Cred că fiecare cadru didactic ar trebui să-și asume ceea ce face la propria materie. Da, corect. Asta zic și eu tot timpul. Tu semnezi acolo pe procesul verbal. Tu știi exact ce le dai, cum le dai și tot. Nu putem să facem un regulament pentru tot. Acum pot să vă zic doar atât și revin din nou. Asta e părerea mea, din nou, nu e o părere oficială a universității, este doar părerea mea. Studenții sunt, cred că, mult mai stresați decât noi. Mulți sunt plecați acasă, în diferite părți ale, să zicem, României. Unii dintre ei cu net bun, alții n-au nici măcar calculatoare. N-au. Deci, noi purtăm acum, cum să zic, discuții poate un pic prea avansate pentru asta. Eu personal, mă bucur că pot să vină, să dea examen cei care nu și le-au luat și cât de cât să și le ia. Dacă mai am unii care vor la mărire, le mai pun întrebări online. V-am spus, faceți cu videoconferință în timpul testului grilă, ca să-i și puteți vedea. Și dacă am cu ăsta, le spun, voi trei mai rămâneți la final că vă mai întreb câte ceva sau ceva de genul acesta, ca să fiu convinsă că îi dau 10 ăla pe bine meritate. Dar nu știu dacă trebuie să mergem până, nu știu, poate exagerez aici, până spre absurd în a ne imagina toate posibilitățile. Eu cred că ei sunt atât de timorați, cel puțin în mare parte acum și de speriați, încât nu cred că se gândesc la toate variantele și pentru ei este greu. Cei mai mulți dintre ei, cu foarte puține excepții, cei de pe la ETC și de pe la AC, n-au dat niciodată examene așa, n-au făcut niciodată acest lucru. Dumneavoastră vă este greu să le faceți răspunsurile și tot, dar lor, care n-au mai dat teste grilă, unii dintre ei poate de la admitere, alții poate niciodată în viața lor. Deci, sau ceva de genul acesta. Sau examene orale, mai ales în acest mod. Deci, un pic de, nu știu, de nu neapărat de umanitate, dar de așa, nu vă imaginați că toți acum o să vrea să fure, să crească, să ia bursă, să nu știu ce.
Să ne dea Dumnezeu să fie toți studenții noștri sănătoși, întregi și să vrea toți burse. Să le dăm la, să avem 50% burse, că am dat 50% notă de 10 în anul următor. Deci asta să ne fie, părerea mea, singura problemă care o să avem la începutul anului cel de alt academic. Am mai putea reveni un pic la chestii tehnice? Văd că sunt mai mulți ar dori ca să știm cum folosim banca de date. Deci... Există un webinarul de vineri în care am arătat în mod clar acest lucru și am explicat, a durat 3 ore acel webinar, o oră jumate, o oră, ceva, numai banca de date. Și există și un tutorial destul de subțint cu banca de date și cu întrebări acolo. Dacă îmi permiteți, ca să lămurim problemele. Domnul Țucule. Domnul rector s-a pronunțat foarte clar la întâlnirea cu noi de luni. La calculul burselor se va ține cont doar de primele două prezentări. Așa a decis Consiliul de Administrație. Eu așa mi-aduc aminte. Da, așa este, într-adevăr, așa țin și aminte. Foarte bun punctul de vedere. Discuția nu mai are sens. Nu, știu, nu are sens. Și a doua chestiune, nota se poate regla din modul de concepere a testului. Deci testul poate fi făcut în așa fel încât pe primele 5 întrebări să se ajungă la nota 5, pe a 6 la nota 6 și pe a 10 la nota 10. Graduale. Atunci lucrurile cred că pot fi rezolvate. Depinde până la urmă de modul cum abordăm fiecare dintre noi problema. Mulțumesc! O zi bună tuturor! Foarte bună observațiile, domnule profesor. Vă mulțumesc pentru ele. Diana, poți să întreb și eu ceva? Vă rog. Te rog. Deci am văzut împreună cu soțul tău și cu profesorul Tom acum mulți ani un mod de a da astfel de examene la un, în Danemarca, mă rog, la un colegiu. Totul era automatizat, deci venea studentul, se punea la calculator, îi se arătau, mă rog, erau calați pe sudură și erau întrebări din standarde și așa mai departe. Ei răspundeau pe grilă și la plecare aveau deja nota. Ca să intre acolo aveau un cod, adică dacă nu plăteau, cum e acum prezentarea a treia, o taxă, nu avea cod, nu putea să deschidă acel test, nu putea să-l facă. Nota ajungea unde trebuie. Și cadrul didactic nu se agita atâta să facă, să dreagă, să urmărească, să păzească, să nu știu ce. Sunt unele materii care sunt mai simple, adică sunt materii de bază, mai știu ce predau, electronică la mecanică. Nu trebuie să-i omorâm pe aia, dar trebuie să ajungă să știe câte ceva. Da? Ei, problema este dacă ai așa ceva și poți să ne dai așa ceva, un material ușor de utilizat. Acest lucru pe care tu l-ai descris este un mod foarte... Carmen, așa. Acest lucru pe care tu l-ai descris este un mod foarte avansat în care și sistemul contabil și de evidență și de notare sunt integrate. N-avem cum. Deci, adică nu numai de noi depinde acest lucru, ci și de partea de contabilitate și de tot. Fiindcă ei când plătesc, primesc... Eu știu cum merge asta. Deci, fiecare student primește, eu primeam, când eram student afară, primeam un cod, acel cod era codul meu cu care făceam plățile online. Când activam acel cod și plăteam ce tax aveam de plătit, ea apărea imediat în sistemul complet digital al universității, că eu am făcut acea plată și mi se deschidea posibilitatea de examen. Asta e un sistem integrat la care visăm și care, țin să-ți spun că, cel puțin în Brighton, inclusiv când l-am integrat tot așa cu platforma de online learning, integrarea a costat 1,5 milioane de lire. Deci. Așa. Acum sunt universități unde nu poți să te duci la un examen de 2 ore, așa că noi discutăm de a treia, de a patra, de a nu știu cât. Da. Dar bun, haideți să vedem alte întrebări, dacă mai aveți legate de partea aceasta de examen. Aș avea și eu o rugăminte, Corina, sunt de la Facultatea de Inginerie. Am și eu o prezentare a treia de dat pentru o disciplină din semestrul întâi, care încă nu mi-a fost creată pe campus și nu au fost înrolați studenții pentru a putea să le pregătesc niște teste pentru prezentarea a trei. Deci, noi am primit de marți, deci de ieri începând, inclusiv și azi dimineață, au mai intrat mail-urile de la departamente cu posibilitățile cu, cum să zic, cu disciplinele de semestru întâi. Să urmăresc, să mai urmăresc dacă se va... Deci acum noi am discutat și azi dimineață o variantă să începem să mai luăm niște ajutoare de la fiecare facultate, de la ETC, de la
de cele se știm de la calculatoare, iarăși știm și celorlalți, dacă sunt fie pe zona IT, cărora să le dăm niște drepturi limitate și să ne ajute să înscrie acele, să creeze acele cursuri. Nu se creează atât de ușor și să se aloce cadrele didactice și după aceea, mă rog, noi să alocăm studenții pe gen de cohorte, deci că să-i alocăm pe toți. Manual, doar studenții cu prezentarea a treia, cum a vorbit și cu doamna Pop, este imposibil, doar dacă îi selectați dumneavoastră sub formă de grup. Dar nu cred că asta e o problemă atât acum. Da? Deci, nu, noi acum ce vom considera prioritar vor fi materiile din... Din anul terminal, dar asta e problema, că sunt studenți în an terminal care au nu știu câte examene din celelalte. Deci le vom face pe toate. Prezentarea a treia se dă până la sfârșitul anului. O să aștept, o să aștept. Ai mei nu sunt așa deci, prioritari, sunt anul 2. Deci mai pot să mai stea să aștepte. O să vedem. Gândiți-vă că înseamnă efectiv, la ora actuală noi am făcut o estimare, 2100 de cursuri. Da, 2100 de cursuri de creat de către doi oameni, că de fapt doi oameni ar putea să alocăm noi cel să facă acest lucru, înseamnă 20 de minute de curs, 15-20 de minute de curs, ia faceți o socoteală și vedeți câte ore sunt. Am înțeles, în regulă. O să mai aștept și dacă nu se rezolvă, da. O să revin cu un mail pe suport și mai... Da. Deci acum, fiindcă am să răspund la partea aceasta cu mail-urile, așa cum ați văzut și din comunicatul pe care noi cel l-am primit și colegii de la comunicare l-au prelucrat și l-au făcut public, noi avem la ora actuală, ieri s-au trimis 68.000 de mail-uri din campusul virtual. Deci, ca să puteți să vă dați seama așa ce înseamnă 68.000 de mail-uri, toată Politehnica a avut un vârf de trimitere de e-mail-uri. Deci, pe adresă de upt.ro, de 9.000 de mail-uri odată. Deci, toată Politehnica. Deci, ca să știți ce, nu știu, așa, 68.000 de mail-uri. Ăsta e ca și cum, nu știu, am funcționat ca și Google. Serverul de mail, chit că e un server de mail dedicat pentru campusul virtual și tot, nu poate să trimită mai mult de 2500 de mail-uri pe oră. Deci, normal, în 24 de ore, el poate maxim să trimită 30-35 de mii de mail. Altfel, și așa, riscurile sunt să le bage în spam. Acum investigăm, am și lansat la două companii, am și vorbit cu ele să cumpărăm un serviciu profesional de trimitere de mail-uri, ca și un mailing list și să încercăm să le integrăm, cel puțin până când funcționăm în acest mod. Din această cauză, trimiterea de mesaje din forum sau orice altceva durează de la 5 ore la 24 de ore. Asta a fost testul nostru și asta s-a întâmplat. Deci, inclusiv mesajele pe care eu le-am trimis, să zicem, chiar ieri dimineață, au intrat doar azi noapte în mailbox-urile fiecăruia și etc. Dar nu avem altă posibilitate tehnică acum. Am investigat-o și cu colegii de la Microsoft și de peste tot. Deci nu avem o soluție tehnică viabilă. Sperăm să o avem până la sfârșitul săptămânii, dacă reușim să achiziționăm un serviciu care să poată să facă acest lucru. Deci de aceea, dacă aveți de dat un test cu studenții, un examen, aveți o întâlnire online și trebuie să le trimiteți link-ul, încercați să-l trimiteți mai din timp, nu cu o oră înainte de începerea sesiunii. Într-adevăr, dacă îl trimiteți din forum, așa cum ați văzut, el rămâne salvat acolo. Deci el e acolo și poate oricine să meargă să-l citească și să-l facă, dacă știe că trebuie să intre înăuntru. Nu trebuie să aștepte numai notificarea prin e-mail. Dar, deocamdată, în momentul în care se va rezolva problema cu mail-urile, o să vă anunțăm pe toți. Dar, deocamdată, există această întârziere pe mail-uri. Nu vrem să vă demotivăm și să nu trimiteți mesaje sau așa ceva departe de noi. Foarte bine că comunicați cu studenții și că trimiteți mesaje. Dar asta este limitarea tehnică. Același lucru e valabil și pentru adresa de suport și pentru posibilitatea de resetare de parolă. Dați click și vă așteptați să vină mail-ul imediat cu resetarea de parolă. Peste câteva, nu știu, 11.000 de mail-uri s-au creat în buclă ieri pe resetări de parolă. Fiindcă așa, na. Ele, resetarea de parolă, link-ul de resetare de parolă a fost modificat, e valabil 24 de ore, deci puteți să-l mai puneți, să-l faceți click și să vă resetați parola mai târziu. Când mai faceți cu studenții online, spuneți-le și lor acest lucru, ok? Se așteaptă și trimit din nou mesaj și numai se mărește volumul de mesaje că n-au primit în 10 secunde. Au fost studenți care și de 100 de ore au făcut click pe resetare de parolă în decurs de o oră. Deci, na. N-avem posibilități acum cum să facem, deci sperăm să reușim să achiziționăm astăzi un serviciu online care să poată să suporte
Estimarea noastră este de 1,5 milioane de mail-uri la sfârșitul acestei, acestei luni. Nimic nu poate să ducă așa ceva. Deci, decât serviciile profesionale. Deci, acelea de mailing list-uri de așa ceva. Da? Bun. Domnul Țucu, mai aveți o întrebare? Că după aceea am să încep să iau și din întrebările de aici. Că erați cu mâna ridicată. Mâna înainte de a-mi spune opinia anterior. Bine. Am coborât-o. Mulțumesc că mai bine mai târziu decât niciodată. Da, ce scuze, le văd pe rând, ce scuze, n-am altă posibilitate. Haideți să mai răspund la mail, la mesajele din, la care n-au răspuns eventual colegii mei. Sau să, pentru contul de basic Zoom se poate seta background, așa cum apar acum, da. Există și în tutorialul de Zoom și totodată acolo vedeți că în zona de tutoriale de videoconferință sunt și tutorialele pentru Microsoft Teams. Și un tutorial realizat de colegii de la arhitectură de breakout rooms, deci când vreți să lucrați cu mai mulți studenți și să nu mai deschideți o altă sesiune. Și în care fiecare, sunteți mai multe cadre didactice simultan, deci cum ar fi eu acum cu cei trei colegi ai mei online, și să vă împărțim pe breakout rooms, deci să vă spargem în mai multe grupe, pe studenți și fiecare profesor să discute cu fiecare dintre ei în aceeași sesiune, deci în aceeași oră de curs. Puteți să țineți așa, să zicem, laboratoare sau alte sesiuni, să discutați proiectele cu fiecare dintre ei individual, dar trebuie să fiți și mai multe cadre didactice, că altfel discut, sau să îi puneți să discute între ei, să le dați o activitate în care ei trebuie să găsească o soluție și până să vină să o prezinte în fața tuturor. Deci ca și cum i-ați împărți într-o sală de curs pe grupe și vă mai chemați din nou la un loc și să le prezentați acest lucru. Deci revin, setarea de background se face de la săgetuța care este lângă video, lângă stop video sau video, cum este cazul meu acum, și acolo, dacă faceți click pe acea săgetuță, se deschide Choose Virtual Background și vă selectați o poză pe care o încărcați în Zoom și acea poză este alocată dumneavoastră. Dar vedeți că v-am pus pozele oficiale. Cei care folosiți conturile oficiale ale Politehnicii, vă rugăm să nu vă puneți poze personale, ci să folosiți poza oficială care se găsește în cursul de tutoriale profesor. Deci o poză similară cu aceasta pe care o am eu în spate. Trebuie să înregistrăm examenul oral? Da! 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 V-am rugat oricum să înregistrați toate videoconferințele pe calculatorul dumneavoastră personal, nu în cloud, că nu poate să ducă cloud-ul de la Zoom atât, așa așteptați o săptămână să vi le finalizeze de procesat. Faceți-vă loc pe calculatorul dumneavoastră personal, puneți în cloud-ul de la UPT clipurile video și faceți-le disponibile studenților și sesiunile de curs și de laborator și de seminar, așa cum facem noi și cu această sesiune, dar examenul cu atât mai mult, vă rog frumos să-l înregistrați. Chiar dacă nu e numai să nu i-ați întrebat nimic pe studenți, nu mai i-ați supravegheat. Țineți acolo ca dovadă, că nu se știe niciodată. Deci, exact. Asta e bună pentru ceea ce spunea doamna Bartolomei mai devreme, cu cei doi supraveghetori de care e nevoie la examen. Dacă înregistrăm, există oricând dovada și dacă cineva se plânge de ceva... Da. Deci avem. Constant vă zic acest lucru. Toate aceste videoconferințe, tot înregistrați, fiindcă noi nu putem să le înregistrăm. Ceea ce se întâmplă în campusul virtual rămâne salvat, acolo este. Deci, numai dacă îl ștergeți dumneavoastră, ca și tutore dispare. Dar nu avem cum să facem noi acest lucru cu... Și indiferent, Microsoft, WebEx, Zoom, orice altceva, toate au posibilități de înregistrare. Unii studenți nu au cameră video, corect, știu. Nu pot decât să vă zic că, eventual, dacă au smartphone-uri, le asigur au cameră video și Zoom-ul merge foarte bine. E o aplicație dedicată pentru toate tipurile de software pentru telefoanele mobile, să folosească Zoom-ul. Deci dacă dau examen și scriu examenul, să zicem, testul grilă și tot, poți să-și pornească telefonul și să se filmeze cu telefonul. Nu să ai cu calculatorul unde dau și examenul, să zicem, în același timp. Da? Și să-l pună undeva unde să-și li se vadă față. Deci acest lucru puteți să-l indicați, că dacă n-au calculator cu cameră video, să facă acest lucru de pe telefon, n-are nicio problemă, se pot deschide sesiuni suplimentare, cel puțin în Zoom, sigur. Nu știu dacă Microsoft Teams merge, că acolo cred că e cu pe user separat, trebuie să intre ca un alt user, ca și guest și dumneavoastră trebuie să-l aprobați ca să-i participe la examen. Și să atenționăm studenții că Zoom consumă baterie, consumă mult din baterie, da. Epuizează, da, telefonul.
Da, și da, dacă sunt pe laptop fără încărcător, la fel. Toate, tot ce consumă placă grafică, toate video streamingurile tot consumă la baterie de număr. Ca și cum te-ai uitat la un video în timp real. Deci un film de calitate HD în timp real. Deci același lucru, da. Pot să întreb ceva? Gândiți-vă. Chiar vă rog, da. Nu mi-a fost foarte clar ce ați zis mai devreme. Deci în Zoom pot să meargă în paralel să lucreze de pe calculator și cu același user să se lege și cu telefonul pentru a folosi camera? Da, cu același user sau cu link-ul pe care îl dați dumneavoastră. Aha, deci poate să meargă cu două device-uri în paralel. Da, da, da. Ok, mulțumesc. Da. Scuze. Aș putea și eu acum să intru și să vă arăt acel... Chiar pot să confirm și eu, doamna Andone, că ieri am exersat și a funcționat și de pe telefon. Pentru că sunt studenți de la mecanică care au o situație materială. Da, de peste tot, nu numai de la mecanică. Au singur calculator acasă și sunt mai mulți frați. Nu stau decât în două camere și atunci le-am recomandat și am exersat și a funcționat prin telefon foarte bine. Cred că trebuie să reacționăm la chestia asta. Colegul nu a înțeles despre ce vorbim exact. Deci era vorba de... Nu că merge de pe telefon, merge. Ideea este că în timp ce face testul, deci lucrează de pe calculator, că de pe telefon să fie altcineva la telefon. Concomitent să meargă și de pe telefon. Da, sigur că da, asta am și făcut. Da. Bun, da, okay. Atunci eu n-am înțeles. Scuze. Camera ca să se vadă. Deci poate concomitent. Da, poate concomitent, numai puneți să... Spuneți-le că el, bineînțeles, zicea doamna Bartolomei că poate să fie altcineva la telefon. Păi, dumneavoastră, trebuie să-i vedeți fața. Acum e adevărat că nu știți dacă... E greu să-i cunoaștem pe după față. De aceea și noi am cerut și dumneavoastră v-am cerut acest lucru, le-am cerut același lucru și studenților. Dar nu trebuie să ne gândim că studenții sunt chiar de la început hoți. Și dacă ar fi nici primul, nici ultimul care copiază. Haideți să ne gândim, suntem cadre didactice cu experiență și câteodată în trecut am mai închis și noi ochii numai acasă. Așa că acum chiar să facem poliție. Dacă n-au camere, n-au telefon, sunt sărăcuți, nu putem să-i punem în situații foarte delicate. Trebuie să avem înțelegere și să fim flexibili și până la urmă noi răspundem, cum am răspuns și până acum, de calitatea procesului și de predare și de evaluare. Corect, Ioana. Foarte bună observația. Mulțumesc mult. E jenă când aud studenții sărași de la mecanică sau... Nu, sunt de peste tot. Nu sunt de acord că predând și la energetică și la chimie pot să fac o diferență, dar nu i-aș cataloga, că... Fiecare are alte gânduri. Diana, am o întrebare bazică și nu, că nu mai pot să stau aici. Da, discuția e foarte interesantă, dar nu mai am timp. Problema e următoarea. Dat fiind problema cu mail-urile și care, mă rog, o să vedem dacă se rezolvă sau nu, îmi pun o întrebare simplă. Noi nu putem da notificările și să ne ținem examenele, așa cum am experimentat și la prediplomă, pe una din platformele astea de tip Zoom sau Microsoft Teams, să înregistrăm rezultatele și să facem toată procedura de notificare, notare, separat și pe urmă să urcăm chestia pe platformă când se poate. Da, încărcatul pe platformă nu e o problemă. Deci, atunci când a fost jos campusul virtual, deci luni spre marți, noi am mărit de 15 ori capacitatea de servere. Deci, acum puteți să, nu cum să zic, să puneți link-uri, să lucrați, ați văzut că merge mult mai repede, cu câte 600 de utilizatori simultani, mă rog, mai mici întârzieri, dacă e pe același curs. Deci asta înseamnă că, cum a fost acum la cursul meu de tutorial profesor, că era tot acolo, deci că se vedea clar că... Dar, da, bineînțeles, singura problemă în acest moment este cu notificările trimise din forum care pot să aibă o întârziere de la o oră până la o zi maxim. Deci, am înțeles. Care... Deci putem trimite notificări. Noi am făcut grupuri pe Zoom, pe Microsoft Teams, putem notifica pe grupurile noastre. Da, și eu le trimit și studenților și altfel, de exemplu, link-ul pentru întâlnire. Am avut ieri curs și le-am dat link-ul și altfel și i-am rugat să-și distribuie link-ul între ei pentru că mi-a fost frică că nu o să ajungă la toți mail-ul în timp util. Exact. Vom rezolva și problema asta. Credeți-ne că
De luni știm că va apărea, luni am sesizat deja că avem creștere de peste 25.000 de mail-uri pe zi, ceea ce depășește capacitatea de trimitere a serverului pe zi de mail-uri și am discutat cu două firme deja, una în Franța, una în State, găsim soluții. Deci găsim soluții. Nu va dura asta la veșnicie, dar nu se întâmplă peste noapte. Dar nici carantina asta să nu dureze o veșnicie, cine știe. Doamne ajută! Mai era cineva care început să vorbească. Mulțumesc mult, Ionica! Eu, Svetlana Vârgoviș, sunt. Vă rog! Vreau să întreb legat de testul de acela temporizat. Să deduc că temporizarea este pe tot testul. Da. Sau este o temporizare pe întrebare, că nu. Se poate face, de exemplu, la anumite teste să dai temporizare pe întrebare încât studentul să nu treacă de întrebarea respectivă. Am înțeles. Doar pe tot testul. Ar fi mult mai există ok. Există o altă, un alt modul care l-am putea integra, dar nu acum. Deci pentru la doamnă, am investigat și există posibilitatea unui alt modul care să facă temporizare pe fiecare întrebare. Întrebare în funcție de complexitatea întrebării și răspunsul pe care trebuie să-l dea. Bun, ok, am înțeles. Nu acum. Okay. Acum ne descurcăm cu ceea ce este. Noi ne eram pregătiți să dăm teste și examene online pe Moodle. Deci nu putem să le facem pe toate dintr-una. Deci. Am întrebat ca să știu să ce fac în continuare. Mulțumesc. Și totuși sunteți foarte pregătiți. Mulțumesc mult. Mulțumim noi. Mi-a întrebat cineva aplicații de free de screen recorder. Există niște exemple deja date și în acel blog de bune practici. Vă rog frumos să vă uitați acolo. Și o să mai scriem și noi de niște exemple care să înregistreze ecranul la mod gratuit, fiindcă am mai folosit câteva dintre ele. Eu personal folosesc foarte mult de Snagit, de la TechSmith, efectiv îl iubesc, are foarte multe facilități. Cred că m-a costat licența 70 de lei pe forever, deci pentru toată viața și o folosesc la absolut toate chestiile. Deci. Dar o să vă dăm și variante în acestea care sunt foarte reduse ca și preț și variante free. Le mai punem, sunt deja în idei de bune practice puse și dacă sunt colegi care au soluții, vă rugăm să le treceți acolo. Dacă pot sta pe grupul lor de Facebook și își pot trimite instant pe grup rezolvarea examenului. Depinde de cât timp le dați și dacă vă așteptați la răspunsuri identice de la toți studenții. Deci depinde de dumneavoastră cum creați. V-am spus, poate că acum este momentul să încercați să nu le dați răspunsuri în care să facă copy-paste din curs. Înțelegeți? Deci să le dați să gândească, să facă ceva unde trebuie să gândească. Știu că o să ziceți, bun, dar așa le-am dat la ceilalți examene. Acum le dau la ăștia diferit. Atunci dați examen oral cu ei, în care le puneți întrebări scurte și vedeți cum răspund la ele. Dacă puteți, bineînțeles, dacă e chestiune de matematică, iarăși nu puteți. Deci, foolproof nu există. Examen nici în față, în față, nici cu om lângă om nu există foolproof. Deci, e chestiune demonstrată în lume, că nu poți, dacă cineva vrea să plageze, să fure, fură. Dar, cum a zis și doamna Iodă, haideți să nu presupunem că toți vor să facă lucrurile. Cred că nu așa trebuie pusă problema, pentru că dacă am dat examen din acela cu tot ce vor ei la dispoziție, ar trece 10% dintre studenți. Da, așa nu, nu, cred că asta este interesul nostru. Deci trebuie să găsim o soluție în care să le dăm voie să dau un examen, să-i promovăm pe cei care îndeplinesc anumite condiții, dar să nu ne așteptăm ca în condiții online să facem același lucru pe care l-am face face-to-face. Pentru că e complet diferită, nu avem experiență pe așa ceva și în primul rând nu că nu avem noi experiență. E vorba de studenții pentru că ei nu au fost educați în cei 12 ani de școală până au ajuns la facultate, nu au fost educați să gândească. Au fost educați să reproducă ceva. Da. Dar acum... Ce să zic, poate că învățăm și noi și ei ceva din această experiență. Am pus aici, colegii mei mi-au trimis linkul cu de unde să schimbați articolul din Zoom cu schimbarea de virtual background, o să-l punem și în campusul virtual. Și totodată îți mulțumesc mult, Florin, am mai văzut
fac partul de solicitare. Foarte bine, mulțumesc mult de tot, Silvă, că ai pus acel link. Toată lumea, dacă încercați să vă încadrați în unealta de Zoom și să încărcați Zoom-ul, să-l activați din campusul virtual, cum am arătat marți, se pare, da? Ar trebui să vă apară automat un text cu de unde să solicitați integrarea contului personal. Am creat un formular, Silvia a creat un formular pentru aceasta, s-a pus și link-ul aici, îl puteți găsi la răspunsul dat de Silviu, doamnei Simona Simon. El este vizibil doar în momentul în care încercați să faceți acest lucru. Anume, am făcut acest lucru doar pentru cei care este. Noi am solicitat toate adresele de la toate cadrele didactice din Politehnică și le vom primi. Vom încerca să facem și astfel, numai că problema este că sunt unii care au conturi pro și au cumpărat conturi personale pro și în momentul în care noi le activăm și le atașăm la contul nostru pro-educațional, s-ar putea să-și pierdă drepturile de conturi pro. Am ridicat această problemă pentru Zoom. Colegul meu Silva a fost în discuții cu ei, încă nu avem un răspuns. Deci când vom avea, vom încerca să facem și altfel. Deocamdată se face punctual. Silvio face efectiv manual pentru fiecare dintre dumneavoastră. Există riscul de a pierde foarte mulți studenți, cei mai puțin slabi nu s-au descurcat cu această modalitate de examinare. Da, deci mai multe șanse de examinare. Puteți să dați de mai multe ori prezentarea 3, plus că pot să nu le meargă atunci. Deci eu nu zic că o singură dată să dați prezentarea 3, chiar din contră. Eu, de exemplu, îi las pe studenți când vor să vină. Deci eu am dat, cred că de 3 ori prezentarea 3 cu alte subiecte de fiecare dată. Deci e adevărat că e mai mult de lucru pentru tine. Da? Interesul meu tot timpul a fost personal, să demonstrezi ce știe studentul, nu ce nu știe studentul și să-l sprijin cât mai mult, pentru că așa, cum să zic, nu neapărat, niciodată niciun student nu mi-a trecut fără să știe să facă ceva. Mai degrabă nu m-a interesat ce știe să facă decât dacă știe să întreproducă ceva. Chiar nici nu m-a mai interesat acest lucru de mult. Puteți avea acces la Zoom Pro, da, prin universitate. ETC-ul a primit 4 conturi, unele facultăți au primit 4 conturi, altele 2 conturi, altele 3 conturi. Am rugat, sper că astăzi sau mâine, cel târziu, să trimită decanii informațiile cu cine este persoana care va răspunde. 2 persoane am indicat, cel puțin, care vă răspunde de conturile Zoom. Zicem asta de o săptămână. Dar de astăzi, începând de TC-ul, este cu Raul Ionel și cu Bogdan Vaida. Mulțumim și o să cerem câteva detalii de la Silviu. I-am scris un mesaj. Am discutat și să facem o sesiune de training pe Zoom mai amănunțită doar cu ei, dar punctual puteți să îl întrebați și pe Silviu. Da, pentru că sunt anumite chestiuni punctuale pe care n-am știut să le, să da, le numai facem. Numai că cu răbdare cu Silviu, că na. Evident. El face acum pentru toată lumea rest, răspunde la întrebări, răspunde la mesaje și nu-i putem lăsa pe toți ceilalți. Deci, vă ajutăm cât putem. Da. Sunt foarte bune tutorialele pe Zoom și pe Microsoft Office. Nu numai ale noastre, ci și cele de pe platforma lor, să știți, da, în modul general. Chiar mulțumim, foarte bune. Mie îmi plac mulțumim mult. Și noi așa am învățat, că nu ne-a învățat nimeni. Deci, și descoperim și noi tot timpul lucruri cum să facem. O variantă de salvare, înregistrare cu free cam în timpul transmiterii prin Zoom, da? Sau puteți să captați asta sau să-i puneți, dacă sunt toți studenții, să scrie în chat. Au intrat cu numele lor, să scrie prezent. Chatul se salvează la sfârșit. Da? Și îl puteți salva și în timpul. Vă duceți în dreapta jos al contului de chat. Este o, așa, o chestiune acolo cu 3 puncte sau ceva și apare Save Chat. Și vă zice cu cine, cum și atunci o salvați. Eu aș avea da, nevoie până acum. Da, numai o secundă să termin de răspuns la întrebare, da. Florin, te rog frumos. De a da examen, vom face o simulare. Da, faceți cu un cadru didactic sau cu unul dintre studenții mai buni sau între voi. Vă recomand acest lucru, da? Simona Simon, da, ți-a răspuns. Așa, explicarea modului de notare a întrebării SEO. Este pe punct. E doar o întrebare din mai multe teste. Dacă aceea este singura întrebare din test, atunci îi dați 10, dacă nu-s mai multe. Dacă este o întrebare din alte 5 întrebări, fiecare de 2 puncte și asta zicem de 3 puncte sau de 5 puncte, îi definiți câte puncte are. Dumneavoastră definiți. Mergeți până la 100% și atunci se face... Deci, dacă trebuie să aveți o sumă rotundă, deci
că au mai creat erori unii pe teste și ne-au întrebat și ei nu ajunseseră la 10 sau la 100%. Deci, dacă dați puncte, dacă dați un punct, atunci și faceți 10, trebuie să aveți 10 întrebări sau 9 întrebări și să știți că un punct puneți în plus la toate întrebările din oficiu. Da? Meeting-ul se poate pune în cap și prin adăugarea de URL la resursele activității? Da, se poate și există unealta de meeting de Zoom și o să încercăm să vedem să o integrăm și pe cea de Microsoft Teams până la sfârșitul acestei săptămâni. E un modul în campus ca să puteți să aveți acest lucru. Nu era întrebare, Diana, i-am dat eu soluții doar pe celor care au întrebat. Da, mulțumesc, nu citesc așa și încerc să iau pe parcurs dacă sunt. Bun, nu mai cred că am alte întrebări majore pe aici. Florin, te rog. Eu am o întrebare. Am încercat, dar nu am reușit și nu știu dacă a încercat cineva și a reușit să mă sincronizez whiteboard-ul cu o tabletă din exterior. N-am reușit pentru că nu controlez suprafața să fie identică cu suprafața care o văd eu pe ecran. Ar fi extraordinar dacă s-ar putea face așa ceva. N-am înțeles. Mai zic eu mi-am cumpărat o tabletă grafică. Da. Și? Pe care am instalat-o pe calculator tot. Nu reușesc să fac sincronizarea între suprafața whiteboard a Zoom-ului și tableta mea. Programul respectiv nu-mi permite. Am încercat să fac share la tablete, dar nu mă lasă să fac exact și nu-mi sincronizez ce desenez pe tabletă cu ce se vede pe ecran. Adică zona, nu că ce se vede, se vede, dar nu sincronizez zona de pe tabletă cu ce văd pe ecran. Nu știu, asta depinde de modelul de tabletă, de tot felul de alte lucruri, deci. O să încerc și pe iPad, să văd dacă reușesc cu iPad-ul. Deci noi am încercat cu Radu de pe iPad, dar am deschis Zoom-ul direct de pe iPad. Înțelegi? Mm-hmm, cu aplicația înțeles. Zoom direct de pe iPad și cu un stylus a scris efectiv pe iPad și pe whiteboard-ul deschis din Zoom. Și controla suprafața să fie centrată pe whiteboard-ul respectiv? Păi tu deschizi whiteboard-ul și care devine... ecranul... Ok, las că atunci vorbesc cu Radu, mersi. Cu mine, dar mă rog, cum îți spun eu. Mă scuzați că intervin în discuție, Florin. Dacă ai Windows 10, atunci când inserezi tableta, automat îți instalează tot ce trebuie și Windows 10 are whiteboard-ul propriu. Și poți, exact așa fac și eu, deci vorbesc cu ei pe Zoom, le prezint PowerPoint-ul și din când în când ies din PowerPoint și intru în whiteboard-ul Windows-ului 10. Și e perfect, deci funcționează foarte bine. Da, dar eu am deschis relații pe care nu le pot scrie cu text. Nu trebuie să le scriu cu mâna, să desenez o schemă. Da. Nu. Cu creionul, cu tabletă grafică, cu ok. Spațiul pe ecran, pe whiteboard-ul propriu Windows 10 este identic cu spațiul de pe tableta grafică. O să încerc. Raul, poți să te rog? Se accesează whiteboard-ul. Poftim? În momentul în care inserezi tableta grafică în Windows 10, își face el tot felul de setări și îți apare instalat whiteboard. Dacă vă uitați în meniul de setări de la Windows 10, vedeți că undeva acolo, pe lângă printer și alte chestii, este și pen. Da, adică tabletă grafică. Mulțumesc! Raul Zaharia, poți să te rog să scrii acest lucru în blogul de idei și propuneri și sugestii? Te rog, bine. Că pe scurt, deci acest lucru, că pentru mai multă lume este interesant. Da, e interesant. Mulțumesc, Raul! Bine, practic, acum nu știu ce să scriu mare lucru. Efectiv, acest lucru, cum este? Că mulți nu știu că este Windows 10 whiteboard. Nici eu nu știam, că n-aveam de unde, că eu sunt utilizator de Apple. Și de aia, eu pe iPad am încercat și merge foarte bine pe iPad, dar cu deschis, nu iPad-ul conectat la calculator cu Zoom, ci iPad-ul de sine stătător ca și, cum să zic, cu aplicație deschisă și am folosit whiteboard-ul din Zoom și s-a scris cu stylus-ul pe direct pe whiteboard-ul din... Dar e pe un iPad destul de bun, ultima generație, deci na.
Ok, am să încerc să pun vreo două, trei fraze, că mai mult. Te rog frumos, îți mulțumesc bine. Mult de tot, că le dai idei, știi? Deci de multe ori numai bine. Ideile trebuie multora. Mulțumesc mult de tot. Bine, eu mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări și alte solicitări, Corina mă întreabă o listă de întrebări în bancă, cum să selecta doar o parte pentru test. Le pui în categorii diferite, asta e cel mai simplu, și selectezi dintr-o anumită categorie să-ți dea răspunsurile la acel test, de exemplu, sau selectezi pentru fiecare întrebare, te duci înapoi și spui că asta e valabilă pentru testul ăsta, asta e valabilă pentru testul ăsta sau pentru alt test. Și atunci poți așa. Așa ar fi cel mai simplu răspunsul care îmi vine imediat acum. Poți să faci random un quiz, deci poți să faci un quiz așa. Și să alegi random din diferite categorii. Dar le spui cât? O întrebare din categoria 1-5, întrebări din categorie 2-7 din 3 și atunci el îți face un quiz alegând aleatorul din întrebările pe care tu le pui la dispoziție. Așa este, corect. Bun, vă mulțumesc foarte mult, da. Da, dacă se poate, Cristina Paul sunt, am o întrebare legat de subgrupe, deci bine știți, de obicei studenții sunt părțiți în subgrupe A, B sau 1-2. Eu până acum am lucrat cu toți ca să recuperez cum este bine să facem, adică dacă, de exemplu, săptămâna viitoare am grupa A și următoarea în orarul B, că aveam B, cum fac? Îi chem așa pe jumătate sau cum să procedăm? Pentru laboratoare vorbesc. Cum ca doriți să... dumneavoastră? Sunteți șeful absolut. Aveți colegi eventual cu care sunteți pe acea disciplină și decideți cu ei. Acum... Nu știu să vă zic. Dumneavoastră depinde de fiecare specific de disciplină și de cât sunteți sunt. Dacă puteți să lucrați cu toți, puteți să faceți, să-i chemați pe toți odată sau să le dați două posibilități, două date în care să faceți exact același lucru și ei să vină cum pot. Că, cum am zis, pot să fie mai mulți pe un calculator, pot să mai n-aibă calculator, să n-aibă telefon. Și să folosiți unealta de breakout room din Zoom, de exemplu, în care este un tutorial. Că mi-e foarte greu, nu pot să vă arăt decât pe un tutorial înregistrat sau așa ceva. Și este un tutorial care descrie pas cu pas, făcut de colegii de la arhitectură care au lucrat așa. Au fost 5 cadre didactice simultan, cu 70 de studenți odată și i-au împărțit în grupe și fiecare cadre didactic a lucrat cu câte un student în grupă, altceva sau același lucru, că e ca și cum ar fi camere separate. Deci, și după aceea s-a închis după jumătate de oră și au venit toți înapoi sau nu mai vin toți înapoi, cum vreți dumneavoastră. Deci vă trebuie o singură sesiune odată. Studenții primesc un singur link, dumneavoastră îi împărțiți după aia în grupe sau se împarte aleator sau ceva de genul acesta. Dar trebuie să fie online. Și dați-le mai multe posibilități. Deci nu, din nou, dacă aveți colaborator și cu tot, mai ales că na, și orar și tot. Și de-aia vă rog întotdeauna înregistrați ce faceți ca cei care nu au putut să participe să vadă încă o dată. Da, da, da. Să poți să aibă semnal prost, să se audă prost, să se mai deschidă, cum e acum, microfoanele la alții, să nu înțeleagă tot ce s-a spus. Dacă se uită de 10 ori, sigur garantat se poate înțelege ce s-a zis. Ok. Nu, era mă rog, problema de pontarea noastră, adică, ok, eu spun că am făcut de două ori, dar am făcut numai o dată sau de-aia am întrebat. Probabil mai bine să le dau două șanse și na, vin cum pot ei. Ok. Mai ales dacă studenți mulți. Nu sunt așa mulți. Mai mici, dar na. Până acum au venit cam toți odată, deci chiar s-au conectat, a fost tot ok. Da. Lucian Prodan, dacă mai ești online, acum am văzut răspunsul tău cu TeamViewer. Foarte bună propunerea. Din nou, pune-o te rog frumos în blog. Da, Diana, se pare că Raul mi-a luat-o înainte. Eu am rezolvat problema mult mai încălcit. Aveam nevoie și eu, ca și Florin, să scriu niște formule în timp ce le explic și să pot interacționa cu studenții. Și atunci, asta am făcut, am creat un TeamViewer între două dispozitive, astfel încât pe platforma Zoom să pot să dau share la ecranul pe care scriam, propriu-zis. Da. Funcționează bine, e ok, însă cred că soluția lui Raul e cea pe care ar trebui să o folosim și pe care să mergem. Da, deci de asta vă zic, când aveți soluții din acestea, când ați găsit ceva, vă rog la fiecare webinar, scrieți-le, de aceea am creat acel blog, le citește toată lumea. Știți că au fost câteva sute de oameni care s-au uitat pe blogul ăla, nu sunt decât două sau trei intrări la ora actuală. Scrieți-le acolo, că i-a ajutat și pe colegi. Deci, bine, vă rog frumos.
e cât se poate de clar că avem nevoie de o astfel de soluție, fiindcă altfel ne pierdem rațiunea de a exista. Să punem niște PowerPoint-uri sau niște filmulețe nu e suficient. Da, da, da. De aceea am și recomandat-o și eu. Depinde pentru fiecare. Eu, mie mi-e simplu că eu desenez pe cum folosesc whiteboard-ul și desenez direct live și arăt, mă rog, o altă unealtă, că eu le arăt pe site-ul și pe cod. Și le arăt acolo și le desenez, le încercuiesc și le spun comentarii. Deci că eu lucrez pe exemple bine definite deja. Deci, da, și le înregistrez și tot. Lipsește stiloul sau creionul cu care să faci propriu-zis. De multe ori cu mouse-ul e foarte greu. Da, de aceea stylus-urile sunt bune și tabletele grafice sunt chiar bune. Și, da. Cum să zic, nu pot să zic decât că investiți pentru viitor. Deci. Mulțumim frumos! La revedere! Mulțumesc mult! Doamne, aș vrea eu să intervin. Soluția propusă de domnul profesor Lascu, pe care am văzut că și dumneavoastră ați transmis-o pe mail, cu LiveDroid-ul, cei care avem telefoane de Android, nu impune decât o foaie albă, un creion să scriem și eventual un suport de celular care fixează celularul astfel încât să ne filmeze foaia pe care scriem. E ca și când am scrie la tablă. Am aplicat-o ieri cu 3 semigrupe de laborator și a funcționat perfect. Mă bucur. Trebuie să descarci aplicația din Google Store. Da, scrie acolo în blog. Exact. Da, scrie în blog. Scrie și am folosit-o. Funcționează și nu mai necesită tabletă, nu mai necesită TeamViewer sau alte resurse. Poate alții nici nu au Windows 10 peste tot instalat și așa mai departe. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și eu. Deci uitați ce o soluție foarte bună. Vă rog foarte mult să vă uitați pe acolo prin blog și cei care aveți soluții deja gata, rezolvate. Cum a avut și domnul profesor Lascu, căruia i-am mulțumit mult de tot că a fost o soluție foarte simplă și foarte bună. Puneți-le acolo. Sigur că da. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Ne vedem mâine. Vroiam să vă mai întreb, dar ne-am împuținat. Nu știu, săptămâna viitoare, mă rog, luni, va veni domnul rector din nou. Dar mă gândeam să nu le mai facem în fiecare zi, că e destul de obositor pentru toată lumea. Acum încă sunt întrebări și sunt lucruri, e adevărat, și noi mai avem multe unelte să vi le putem arăta, dar nu știm dacă nu vă consumăm prea mult din timp și prea multă energie așa. Și ideea asta era... Suntem și noi niște studenți obosiți. Poftiți? Suntem și noi niște studenți obosiți. Ca să mai zic de mine. Diana, am permis să intervin? Te rog, Gabi. Mugur Dragomir. Mugur, ia, scuză-mă, da. O soluție, poate, așa cum ați gândit voi, diverse training-uri și varianta asta de răspunde la întrebări, poate pe săptămâna viitoare, poate ne ajută și pe noi și pe voi, să faceți o planificare a 2 sau 3 zile tematice. În ziua de se discută 1-2 probleme. În ziua următoare și eventual se răspunde la întrebări. În așa fel încât toată lumea știe pe săptămâna viitoare care ar fi zilele în care ne întâlnim pe Zoom. Da, da, da. Foarte bună, foarte bună soluția și cred că așa voi face, voi alege eu vreo 2 sau 3 zile. Fiindcă nu, până acum le-am făcut în fiecare zi, deci chestia a fost clară, mai puțin ieri când, din păcate, am avut o altă întâlnire stabilită la ora 11, dar și săptămâna viitoare am altele deja programate și pentru joi și pentru vineri, care n-am cum să le schimb, că eu sunt doar unul din cei mulți care participă la acele întâlniri online. Deci, și nu vreau să schimb ora, că s-a învățat lumea cu ora 11 și nu vreau să o schimb la altă oră. Dar foarte bună propunere, am să aleg eu pe săptămâna viitoare doar 2 sesiuni de training. Mâine voi face obligatoriu încă una ca să ne putem, să pot să arăt, aș vrea să arăt mâine modulul de note, asta mi este planul și o să și scriu acest lucru. Să rămână, Liviu Mihoan. Se poate o întrebare? Da, da, vă rog frumos, că vreau să închidem. Am și transmis pe mail ieri o solicitare către campusul virtual suportul. Ar fi următoarea problemă de discutat sau respectiv de obținut de la dumneavoastră. Lista cu mail-urile tuturor studenților care sunt înrolați. Pentru că, din ce am văzut eu, din cei aproape 70 de studenți, de exemplu, vreo 30 nu au accesat niciodată. Probabil că nici nu știu. N-am idee cum, dar cel puțin dacă am obține lista de la dumneavoastră, am putea trimite această listă către șeful de an, iar el prin alte mijloace. Îi vedeți în curs. Mergeți la...
Nu vă recepționez, știu. Principanți. Fie sus. Vezi că nu te auzi de la început. Mă auziți? Acum da. Mi s-au terminat bateriile la... Am înțeles. Spălate să nu meargă mai mult de două ori. Deci, în cursul dumneavoastră puteți să vedeți la enrolled user sau la participanți. De acord. Deci eu am văzut și care au accesat și care nu au accesat, dar problema este că e posibil... Problema e ca toți studenții să aibă informația că ei ar trebui să acceseze acest campus virtual. Și am primit, de exemplu, redirecționat de la dumneavoastră un mail prin care unul dintre studenții care era înrolat îmi solicita mie accesul pe campusul virtual. Și aici, de exemplu, nu știu cum să reacționez, sau respectiv, cum ar... Am arătat colegul meu, Andrei Marț, și am explicat de două ori cum puteți să faceți și auto-enrol, dacă el nu există acolo. Da, există, tocmai asta este. Asta înseamnă că el nu știe. De probabil. Liviu, dragă, scrii un mail sau sun i-am scris. Cu șeful de an și spui să pună pe grupul lui. Și tu ai cerut același lucru. Deci dacă putem obține toate adresele ca să nu ne apucăm noi să le scriem de mână, de la cei înrolați ar fi ideal. Și atunci discutăm astfel cu studenții. Asta era ideea. Nu avem cum. Aș interveni. Liviu. Te rog. Din când deschizi lista de participanți, exportă. Poți să exporți în Excel lista. Se poate? Eu da, da. Da, exportă și îți dă, și lângă numele fiecăruia este și adresa de e-mail, numai că vor fi la care o să scrie că este mail inexistent. Am înțeles, ok. Și n-au avut mail-uri și n-au mail-uri niciunde. Ai problema cu unii dintre ei. Corect. Și atunci asta le-am zis. Să-și facă, deci ei pot să, putem să le creăm conturi, la unii dintre ele am și creat conturi, mai n-au primit credentialurile că stau în suport, deci toți studenții care au solicitat conturi, i-am rezolvat, deci care au solicitat pe formularul special. Dar s-ar putea să nu fie ajuns încă mail-ul la ei, să zic. Posibil. Da? Posibil că nici la mine n-a ajuns răspuns. Da, deci suportul ca și campusul virtual n-ar putea să creăm prioritate până ce nu rezolvăm asta cu mail-urile. Poate să existe întârziere de până la o zi. N-avem ce să facem. Bine. Vă rugăm mult cu răbdare. Avem. Să rămână. Diana, o întrebare așa mai prostească. Mail-ul ăsta al nostru nu se înfundă odată? Mai facem curățenie în el? Când crapă? Că dacă la crapă... UPT? Da. Păi mai faceți, ștergeți de acolo. Nu știu care e spațiul alocat fiecărui cadru didactic. Cred că împreună cu mail-ul și cu spațiul de pe UPT, fiecare are un tera, deci 1000 de gigabytes, dar nu știu. Adică, da, bine am zis, nu mai știu ce zic. 50 de giga are. Da, 50 de giga, uite, știe, cine știe, și... mulțumesc. Nu, nu știu. Mircea Vișescu, mulțumesc. De la și primul de tot, da. Și cum o putem verifica dacă suntem pe acolo sau mai avem? Nu știu. Nici eu nu știu. Că după aia, dacă se duce mail-ul ăsta, am pierdut orice conectare. Intrați în Outlook. Salvează local. Mail, da. În Outlook, în ceva, salvează local, fă-ți local foldere sau nu știu ce, fiecare ce utilizează. Iar aici n-am sfaturi pentru zona de mail, că eu sunt utilizator de Apple și în uneltele mele, nu știu dacă 10 în Politehnică care le folosesc. Deci, dacă cineva poate să ajute pe doamna Ionel dintre colegi, vă rog frumos să o ajutați. Asta vreau să zic, în Microsoft Outlook, dacă intră și dă pe file, îi apare mailbox settings și cât mai are liber din mailbox. Și unde găsesc pe file? Aveți Microsoft Outlook instalat pe calculator? Păi ceva am, habar n-am. Da, Outlook este, da. Mă uit la el acum. Bun, și aveți în stânga sus file. În stânga sus nu am decât new message, outlook, search, ceva, nu știu ce e ăsta. Da, în fine, nu mai... Deci nu pe browser, aplicație trebuie să fie. A, nu știu, nu mă pricep așa. Ioana, este un administrator pentru zona de IT la Este Ionica, este finul meu. Da, cu el.
Păi da. Ia-l pe el. Dacă mai sunt alte întrebări, alte probleme, că aș dori să încheiem. Vă mulțumesc foarte mult. Ne vedem mâine. Mâine vom face modulul de note. Spuneți-le și celorlalți, voi trimite mail și dacă nu, tot așa voi ruga pe domnul rector să trimită el mail ca să puteți să aveți link-urile exact. Vă mulțumesc mult de tot la toți pentru contribuție, pentru răbdare și ne vedem cu bine săptămâna și asta. Și noi mai ales pentru suport. Poftiți! Mai ales pentru suport, mulțumim! Cu mult drag, vă mulțumesc și eu și am o echipă extraordinară în spate, să știți. Felicitări! Mă vedeți numai pe mine, dar echipa este de... Știm noi din spate cum sunt lucrurile, totdeauna. Da, da. Grele. 100 de oameni nu fac cât au făcut oamenii ăștia acum. Le suntem datori cu toții. Așa este. Vă mulțumesc mult de tot. Respect pentru toți.